rog, nu mai plânge! Nu cred! A funcționat? Arată ca un îngeraș! Vise plăcute, bebe! Și acum mă pot relaxa! Aoleu, ce răhățel uriaș! Și mirosul! Asta e doar începutul! Îmi vine să vomit! Stai puțin! Pot folosi cleștele ăsta de păr! Ca să nu-l ating cu mâna! Stai puțin! Soția mea o să se supere! A, știu! O să-l acopăr cu punga asta! O să o golesc și o să bag cleștele de păr în ea! E perfect! Ia să-l testăm! Ridic răhățelul fără a murdări mâna sau cleștele! Apoi o să întorc punga invers! Cum poate cineva așa mic să facă așa o mizerie? Încă simt mirosul, dar am reușit! Super! Ups! Oh, da! Ce chipsuri bune! Păcat că miros așa urât! Ha, miros oribil! Ah, o cană de ceai fierbinte și delicios! A ce miroase? Miroase a scutec folosit! Îmi înțeapă nările! Parcă ar fi o groapă de gunoi! Stai puțin! Eram sigur! Oh, hei, frate! Vrei chipsuri? Ce grețos! Îmi vine să vomit! Chris, când ți-ai făcut duș ultima dată? Trebuie să te speli! Nu e așa rău! O să leșin! Wow! Nu m-am mai spălat cu ăsta de câteva săptămâni! Ia-l de aici! Bine, dar cred că trebuie să-i dăm foc! M-am săturat! E singura soluție! Serios, frate? Îmi strici chipsurile! Ha? Mirosul e prea puternic! Nu poate fi oprit! Nu! Ce? Ce se întâmplă? Ai văzut? Ce vrei să faci cu ăla? Hei, ce ură din partea ta! Există o singură soluție! Vino cu mine! Justin, nu! Hai să vorbim despre asta! Bine! Treci la duș! Serios? Nu folosesc ăsta? E dezgustător! Stai așa! Știu ce pot face! Dă-te la o parte! Rezolv imediat! Aia e spumă de ras? Da, e fix ce-mi trebuie! O să umplu para de duș cu spumă de ras! O să se curețe perfect! O să elimine mizeria acumulată! Și nu trebuie deloc să mă chinui! Uite! E ca nouă! Ceea ce nu pot spune despre tine! Poftim! Speram că ai uitat! Ce mai aștepți? Bine, o să-mi fac un duș! Am plecat! Vrei un pic de apă de colonie? Mă arde, mă arde! Cum poți să te dai cu așa ceva? Miroase oribil! Oh, a început meciul! Abia aștept să-l văd! Ce cafea bună! La 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 la! Te distrezi, puiule? Da, tati! S-a terminat! Ce enervant! Mă întorc imediat! Ha? Cum au ajuns astea aici? Sunt jucării peste tot! Copiii fac multă dezordine, dar se distrează! Asta e cel mai important! Încetişor! Oh, a fost cât pe ce? Poate o să beau un suc! De ce sunt jucării în frigider? Nu e normal! Unde e mâncarea? Dispar de aici! Ce-i chestia asta? Aha! Asta căutam! Ce desen drăguț! Nu te enerva, e doar un copil! Se mai întâmplă! Aoleu! Nu! Oh, ce-a fost asta? Au! Vai, dă-l încoace! Hei, îl foloseam! Știu cum pot rezolva situația! E soluția perfectă! Am nevoie de o foaie de hârtie. O să așez un papit deasupra. O să-i trasez conturul. E mai ușor decât să desenez cu mâna liberă. O să fac la fel cu mai multe obiecte. O să le spațiez pe foaia de hârtie. Din fericire, Alex are multe jucării, deci am de unde alege. Cred că e suficient. Alex, uite! Ce e? Hai să-ți arăt. O să încep cu acest papit. Caut aceeași formă și îl așez deasupra. Vreau și eu să încerc. Asta trebuie pusă aici. Crezi că le poți aranja pe toate? Sigur că da! Hai să te văd! A fost mult prea ușor! Sunt impresionat! Bravo, puiule! Yuhu! Oh, mă doare capul! Ce joc genial! Nu mă mai pot opri!
Nu, plecăm chiar acum! Justin, hai, trebuie să mergi la școală! Ok! Plecăm imediat! Trebuie să-mi ascund ghiozdanul! Nu vreau să merg la școală! Știu! Sunt genial! Ce școală? Serios? Ieșim chiar acum pe ușă! Stai puțin! Hei! Ce faci acolo? Unde ți-e ghiozdanul? Habar n-am! Ridică-te! Imediat! Ce ascunzi acolo? Ce să vezi? Cum o fi ajuns acolo? N-avem timp de asta! Trebuie să te îmbraci! Hai odată, Justin! Te rog! Da, sunt aici! Nu vreau să merg la școală! Cu ce să mă îmbrac? E o decizie grea, am atâtea opțiuni! O să fac ceva interesant! N-am nevoie de asta, nici de asta! Trebuie să trimit un e-mail! Justin? Ce s-a întâmplat aici? Hei, oprește-te! Ce faci acolo? Hei, tati! Fă ordine aici, imediat! Bine, dar sună plictisitor! Și mișcă-te mai rapid! Nu mă grăbi! Nu dacă vrei să o fac cum trebuie! Uite, împăturesc hainele! Am împăturit prima haină! O să dureze o veșnicie! Hei, a fost ideea ta! S-ar putea să dureze o zi întreagă! Trebuie să ajung la muncă și tu la școală! Ia tricoul ăsta și... Stai! Nu cred! Am o idee genială! Și o să fie mult mai rapid! Ține tricoul așa și trage de el! Ridică-l rapid, apoi pliază-l și tricoul e împăturit! Acum poate fi pus în cutie! Îți mai arăt odată! E super rapid și ușor! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Transformă totul! Dă-mi-le pe toate! Asta e ultimul! Acum putem pleca! Poftim ghiozdanul! Dar... Hai, plecăm! Mă mișc cât de repede pot! Sunt gata, tati! Alo? Da, venim! Pa, pa! Wow, ce desen reușit! Uite, mami! Mami își face unghiile, scumpule! Și asta e o operă de artă! O să schimb culorile! Sunt plin de creativitate! Oh, da, sunt în priză! Ce drăguț, scumpule! Mami trebuie să se concentreze la asta. Ce urmează? Ceva nu e bine. Carioca nu mai scrie. Cred că mai am una. Știu că e pe aici pe undeva. Sigur am văzut-o. Oh, e sub unicorn. N-o mai găsesc. O să folosesc carioca asta atunci. Nu, nici asta nu mai scrie. Ce-ai pățit? Mama, mama, nu mai am cerneală în carioci. Uite, îți arăt. Nu merge, cum o mai fac capodopera acum? Calmează-te, Chris! A? Deja mi-e dor de carioci! Nu-i bai, rezolvi imediat! Super! Mersi, mami! Aș face orice pentru puțină liniște! Poate e aici! Asta e cina de săptămâna trecută! Miroase îngrozitor! Aici nu e nimic! Hai odată! Aha! L-am găsit! Ce dezordonat e! Vreau să desenez ceva! Mi-am făcut treaba. Ce-i aia, mami? Carioca mea! Stai, o să facă la fel. Nu, nu vreau asta. Ce rea ești! Ce viață crudă! Știu ce pot face. O să-mi folosesc suportul de produse de machiaj. Am nevoie de carioci și de lipici fierbinte. O să pun puțin lipici pe capacul cariocii. Nu foarte mult, suficient cât să acopere vârful. Ajunge! Acum o să iau suportul de produse de machiaj și o să lipesc carioca înăuntru. O să fac la fel cu toate cariocile, așa Chris nu o să mai piardă niciodată capacele. Hei, Chris! Uite ce ți-am făcut! Impresionant, nu-i așa? Poftim! Wow! Dă-mi-l! Ce tare! Wow! Super! Acum îmi pot termina desenul! O să bag carioca la loc în suport! Dar am nevoie și de alte carioci! Mami! M-am pregătit deja! M-ai impresionat! Parcă ai fi secretara mea! Acum sunt în sfârșit un artist adevărat! Mi-am terminat treaba! Uite, mami, te-am desenat! Oh, nu arăt așa, dar mersi! Acum mami trebuie să-și termine manicura! Ura! S-a terminat școala! Nu ne mai trebuie astea! Hai să jucăm un joc! O să-ți placă la nebunie asta? Hai, 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 știu că poți! Ce amuzant e! Te
aici răsucești părul. Ah, înțeleg. Tata! Fetelor, am ajuns acasă. Ce faceți? Știți regulile, trebuie să învățați. E vina Sofiei? Poftim, sunt extrem de dezamăgit. Și o să iau eu tableta asta. Dă-mi-o! Nu, nu o face! Niciodată! Cum de ești atât de puternică? Am luat-o! Nu e corect! Nu-mi pasă, în casa asta se învață. Ce rușine! Cale liberă! Noroc că mai avem una. Și eu am un plan. O să o prindem pe spatele scaunului. Oh, ador clipul ăsta. Nu se poate, e uimitor. Ai auzit? E tata, repede, ia o carte. Prevadă că ești ocupată. Fetelor? Ce interesant. Ce fete am. V-am spus eu că învățatul e distractiv. A plecat. Unde rămăsesem? Oh, da! E grozav! Haide! Nu, nu, nu! E cineva acasă? A bătut cineva la ușă? Tata! Deschideți! Tata! A zis cineva ceva? Probabil că nu a fost nimic. Mă întorc la cartea mea. Hei, știu că sunteți acolo. Ah, serios? Ah, bine, mă duc eu. Nu te-ai grăbit deloc. În fine, bună, am un chilipir pentru tine. Tigaia asta care o să-ți schimbe viața. Nu sunt interesată. Ce zici de aspiratorul ăsta minunat? Casa ta nu o să mai aibă pic de praf datorită lui? Nu. Ok, îmi plac provocările. Wow! Privește acest obiect de igienă personală. Urechile și nasul tău o să fie atât de curate. Încearcă-l. Wow, mersi, grozav. Super, acum dăm banii. Ah, da. Poftim. Glumești? Hei, nu închide ușa. Abia aștept să-l testez. Sper să meargă. Gata. Măgâtilă? Îmi place la nebunie! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Vino aici, tată! Ce e? Nu te mișca! Ce faci? Ai încredere în mine! Asta-i tu, ureche? Eu? Scârbos! Chiar e așa ceva acolo? E nasol! Trebuie să plec! Ce gadget! Zâmbește, scumpo! Stai să-mi aranjez părul! Gata! Hai să facem una împreună! O să arate bine! Hai să o vedem! Oh, adorabilă! Oh, știu! Mama? O să iasă grozav! Am adus pozele. Mamă, nu trebuie să faci asta. Putem să folosim această mini-imprimantă. O să folosesc aplicația de pe telefonul meu ca să selectez filtrul. Apoi apăs imprimare. Wow, ia uite! Tu ești! Nu-i așa că tehnologia e uimitoare? O să încerc și eu. Am reușit! Pozele astea sunt amuzante. Stai să le vadă și prietenele mele. Wow, ce frumoase suntem! Astăzi acțiunile la bursă au crescut, apoi au scăzut. Wow, ce știri plictisitoare sunt în ultima vreme! Ia să schimb canalul, să vedem ce altceva mai găsim.
Bun, trecem la următorul produs de vânzare. Avem o mașinuță de jucărie clasică personalizată. E uimitoare! Evident, stocul este limitat, deci grăbiți-vă. Clar nu trebuie să vă lipsească din colecție. Și nu e doar o mașinuță de jucărie. O, nu, e o mașinuță cu telecomandă. Telecomanda încape în buzunar, deci e ușor de luat peste tot. Wow! Puteți primi pachetul complet pentru prețul minuscul de $100. Dar grăbiți-vă! Mama, te rog! Mi-o cumperi? Te rog! Te rog, te rog! Mama? Vai de mine, e foarte scumpă, dar Jared și-o dorește foarte mult! Stai să verific câți bani mai am! Vai de mine! Mama? Nu mai ai bani? Ok, n-am nevoie de mașinuță. Of, ce băiat cu minte! Se preface că nu e supărat, dar știu că e foarte dezamăgit. Stai puțin, mănâncă biscuiții pe care i-am făcut. Mi-a venit o idee genială. Ok, ia să caut prin sertarul ăsta. Da, uite-o, eram sigură că o să găsesc aici. Jared, scumpule, am ceva pentru tine. Dacă nu e mașinuța cu telecomandă, nu mă interesează. Nu e, dar te poate ajuta să-ți cumperi mașinuța dacă vrei. Am moneda asta și o să-i dau prietenului tău să mănânce. Nu-i așa că e simpatic foc? Te poate ajuta să faci economii. Wow, am mâncat moneda! Vreau să-l hrănesc și eu cu o monedă. Trebuie să-l tot hrănim cu bani. Dacă îi dăm destui, vom avea suficient pentru a plăti mașinuța. Uite încă o monedă! Hei, cred că s-a săturat! Ai dreptate! Hai să verificăm câți bani a adunat! Ok, ăștia sunt toți banii, mama! Oh, ce mulți sunt! Și cred că o să ajungă! Mă întorc imediat! Uite ce am eu! Voila! O mașinuță cu telecomandă nou-nouță special pentru tine! Yuhu! Mașinuța mea! Am o mașinuță nouă! Mersi, mama! Și mersi, pușculițo! Ah, scumpule, te-ai descurcat de minune economisind banii! Ce miros proaspăt are castravetele ăsta! O să-l tai pentru salată! Hei, bună, tati! Tata! Tata! Ce-i, Lizzie? M-am plictisit! Vrei să te joci cu mine și cu monstrul meu? Scumpa mea, acum fac o salată, nu mă pot juca cu tine! Tati, tati, hai să desenăm ceva împreună! Am hârtie! Lizzie, tai legumele astea pentru o salată, sunt ocupat! Tati, tati, uite, te-am desenat, vezi? Scumpa mea, e un desen foarte frumos, dar tati e foarte ocupat! Ce rău e, tati! O să-i pare foarte rău! Tati e un rău! Lasă-mă să termin salata asta, bine? Nu e bine deloc! Ți-am luat roșiile! Scumpo! Serios? Am nevoie de ele! Scumpo, oprește-te! Nu m-a prins! Nu m-a prins! Sunt prea rapidă! Dă-mi-le înapoi! Scumpa mea, nu mă pot juca acum! Dar fii atentă! Dacă vrei să faci ceva, mănâncă-o cu stare sănătoasă! Da, bine! Dar nu vreau să mănânc și coaja! E prea tare! Nu-l pot descoji! Am nevoie de ajutor! Ah, un cuțit! Stai! Dacă e prea mic... Hei! Uite, un cuțit și mai mare! Nu, tot e prea mic! Oh, de ăsta am nevoie! Ce topor uriaș! Am nevoie de toporul ăla! Hai, vină încoace, toporule! Nu! Stai așa! Oprește-te! Fiu! Scumpa mea, nu ai nevoie de un topor? Exagerezi! Fii atentă! O să-ți arăt cum funcționează! O să mai iau un măr! Acum o să încep să rotesc mânerul și aparatul o să descojească mărul! O să învârtă mărul complet până când elimină toată coaja! Gata! Ce bine arată! Cred că o să iau o gură! Wow! Vreau și eu aparatul de descojit mere! Sigur! Poftim! Distracție plăcută! Curățesc mărul cum vrei! Super! O să învârte mâner! Uite! Uite! Îmi descojește mărul! A dispărut toată coaja! Mersi mult, tati! Cu mare plăcere! Poți să-l mănânci pe tot dacă vrei? Vrei să guși din salata mea? Ok, nu-i bai! Sar pe el! Acum atacă-l tu! Ah, ce greu e! Am obosit! Ia uite puiul meu! Să nu uit! Trebuie să-l urc ca să nu se usuce! Trebuie să mă asigur că lut suficient! Iuhu! E de aici! Lama a fost lovită de mașină! Cred că mi-a mutat suficient cactusul! Trebuie să dau și acolo cu aspiratorul! Mama s-a dus în camera cealaltă! Ok! Prățușca de cauciuc se bate cu porumbelul! Haia! La atac! Nu! Ce-a fost asta? Cred că a căzut ceva! Oh, nu! Puiul meu! Ups! Oh, nu! Am dărâmat planta! Nu-i nimic, mami! Rezolv imediat! Stai! Jared! Nu! Repar eu planta! Nu, Jared! Au, m-a durut! Oh, nu! Degetul! Au, au, au! Am un ac în deget! M-a
Mami! Vai de mine, trebuie să te ajut! Ce pot să fac? Stai, aspiratorul? Hei, ar putea funcționa! Sigur o să-i scot acul de cactus din degetul ăsta! Ah, corect! Jared, scumpule, nu mai plânge! Te ajut imediat! Nu te mai mișca! Oh, Jared, scumpule, nu mai plânge! Gata, l-am scos! Hei, a dispărut! Nu mă mai doare degetul! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Bătălie între păsări! Mă bucur că ești bine, scumpule! Munca asta nu se mai termină niciodată! Ador parcul! Parcul e cel mai tare! Da, e o zi grozavă pentru plimbare în parc! Ok, am o gustare pentru tine, pentru că ai fost cu minte! Ura! Acadea! Cea mai bună din lume! Mă duc să mă joc! Ok, distrează-te, dar să ai grijă! Ce să fac? Iu! O albină! Pleacă! Nu! Albina vrea acadeaua mea! Nu pot să iei albino! Nu e o gustare pentru albine, e o gustare pentru Lizzie! E a mea! Albina încearcă să mă prindă! Ajutor! Ah! Pleacă, albina rea! Haia! Ah! Te prind eu, albino! Acuși te prind! Fugi! Uf! Am alergat atât de mult! Albinele sunt rapide, dar eu sunt și mai rapidă! Au! Degetul meu! Hai! Au! Mamă! Vai de mine, bietul meu îngeraș! Mamă, mi-a intrat oașchi în deget! Stai liniștită, pot să o scot eu! Doamne, ok, așteaptă puțin. Stai să caut ceva în geantă. Să vedem, ambalajul ăsta nu e bun. Și mai am monedele astea. Ce mă fac? Hei, stai puțin, monedele. Scumpo, nu te mișca. Gata. Stai, nu mai e așchia? Unde a dispărut? Am scos-o, vezi? Ura, mersi, mamă, ești cea mai tare. S-a întors albina, fugi. Munci miros? Nu, se pare că nu. Scumpă, m-am întors de la magazin. Ți-a fost dor de mine? Stai să scot cumpărăturile astea. Wow, ce are în sacoșa aia? Ceva dulce? Poate chipsuri? Oh, cremă de ciocolată! E cea mai bună din lume! O vreau! Mă duc să o iau! Ce mai am aici? Ah! Bun, au mai rămas doar câteva lucruri. Niște mere, o să pun chestia asta aici. Oh, Lizzie, m-ai speriat! Ah, vrei o gustare? Ta-da! Asta căutai? Ura! E preferata mea! Mersi, mamă! Oh, e atât de drăgălașă! Ador că... Bună, bunuță bunicică! E cea mai tare! Mai vreau! Ah, nu, nu merge! E timpul să o curăț! Nu te mișca, Lizzie! Trebuie să te curăți pe față și să-ți schimbi hainele! Așa, și părul tău e aranjat! Ești gata! Nu pot să cred cât de repede a făcut mizerie! Ce bine că am oprit-o! Ce naiba? Aveam borcanul în mână! Of! Nu te mișca! Trebuie să te curăți iar! Așa, nu pot să cred că s-a murdărit de două ori într-un timp atât de scurt! Stai puțin! Pun pariu că punga asta poate să fie o soluție bună! Scumpo, dă-mi aia! O să-ți pun punga asta pe tine! Așa, acum bagă-ți mâinile prin găurile alea! De ce trebuie să port asta? Ah, ura! Cremă de ciocolată! Niam, 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 niam! Oh, doamne, face atâta mizerie! Dar măcar o face pe punga acum! Ar trebui să tai roșiile astea, Sherry! Mamă, uite! Mi-am ales o nouă ținută! Îți place? Vai de mine, ești atât de drăguță! Stai! Mama, îmi faci mie o poză? Ok, am pregătit camera! Acum zâmbește-mi larg! Foarte frumos! Acum stai în altă poziție! Oh, ești atât de drăgălașă în pozele astea! Vino aici! Ura! Vreau să văd pozele! Nu-i așa că arăți atât de bine? Îngerașul mămicii! Poftim? De ce? Unde? Fața mea arată așa? Lizzie? Trebuie să pot face ceva ca să nu mai plângă! Porumbul? Normal! El o să fie soluția! Lizzie, vino aici cu mine! O să așez porumbul ăsta! Acum, Lizzie, stai acolo, în poziția asta! Ok, o să pun camera pe timer! Ești gata? Uite poza! Vai, struguri uriași! Ce ananas imens și haios! Poftim, Lizzie, uită-te la pozele astea! Ua, sunt cele mai bune poze din lume! Mersi, mamă! E timpul să-mi fac și eu un selfie!
Ia să vedem. Uf! Wow, chiar așa arată fața mea? Nu o să postez așa ceva. Bun, cred că mă pot apuca de treabă. Da, avem o mică problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Da, înțeleg. Cred că o putem rezolva azi, totuși. Stai, ce naiba se întâmplă? Calculatorul meu face figuri. Hei, mă aude cineva? Mă vedeți? Oh, de ce-mi faci asta azi, calculator prost? Poate dacă țin aici, o să se rezolve situația? Era o ședință atât de importantă pe care acum o ratez. Mama e ocupată! Acum e șansa mea să mă furișez cu gustările astea. Ha? Ce-a fost aia? Ah, bună, mama! Eu fac chestii? Nu! Nu vreau să-mi ia toate gustările! Chestii? Stai! Ia să văd asta! Antena de acolo și doza din mâna mea? Normal! Asta o să-mi rezolve problemele cu laptopul! Ok, am nevoie de doza asta, dar trebuie să fie goală! Acum trebuie să folosesc foarfeca asta ca să tai doza! E timpul să o desfac! Perfect! A ieșit exact cum mi-am imaginat! Ok, e timpul să pun chestia asta pe antena de Wi-Fi! Alo? Mă puteți vedea și auzi acum? Vai de mine! Ce ești îmbrăcată în pijama? Oh, nu! Am uitat că nu mi-am luat pantaloni eleganți! Scuze! Mama, e atât de amuzantă! Cel mai mult! Scumpo, uite ce ți-am adus! Niște carioci nou-năuțe doar pentru tine! Ura! Mersi, mami! Ador cariocile! Oh, două verzi! O să încep cu asta mai întâi! Mă pricep la desenat! Ar trebui să primesc un trofeu! O să folosesc toate culorile acum! Oh, arată ca un curcubeu! Ador curcubeiele! Ura! Albastru! Și pot să-mi scriu numele cu roșu! Of, de ce sunt atât de multe capace? Nu le vreau! La, la, la! O să scot toate capacele! Hei, cum de nu mai merge carioca asta? Mama! Mama! Mami! Uite, cariocile sunt stricate! Repară-le! Poftim? Dar sunt nou-nouțe! Abia le-am cumpărat! Stai să văd! Ce se întâmplă cu afurisitele astea de carioci? Ok, vino cu mine! O să văd ce pot face! Uite, vezi? Toate cariocile sunt stricate! Oh, înțeleg! Ai lăsat toate capacele desfăcute! Fără capace, toate cariocile s-au uscat! Vezi, Ava? Trebuie să pui capacele la loc când nu le mai folosești! Ok, pun capacele la loc! Să vedem! Unde sunt celelalte capace? Ava, unde le-ai pus? Uite unul! Iar aici mai e unul! Sunt peste tot! Cum poate o fetiță atât de mică să facă o asemenea mizerie? Noroc că e atât de simpatică! Aș fi vrut să existe o metodă prin care să fie mai ordonată! Ah, hei! Banda adezivă! Mi-a venit o idee grozavă! Așa, o să încep cu o bucată de bandă adezivă! Cred că ajunge! Apoi o să am nevoie de carioci, evident! O să le aliniez așa pe banda adezivă! Gata! Uite așa! Și apoi pot să pun restul benzii pe deasupra! O să meargă perfect, sunt sigură! Ok, scumpă, ia uite! Acum nu o să-ți mai pierzi niciodată capacele! Sunt toate împreună, bine? Poftim! Ura! Uite! Cariocile merg iar! Am făcut o floricică mop și o inimioară verde! Oh, ești o mică artistă tare pricepută! Vrum, vrum! Frână! Să vedem, i-am luat destule jucării? Ah, să nu-i uit șapca și cartea mea și șervețelele în caz că se murdărește. Of, e deja plin. Haide, intră acolo, știu că încapi. Grozav, ce mă fac acum? Hm? Cu ce se joacă el acolo? Ha! Hei, mami, ăla era al meu! Ok, stai să scot jucăria asta din recipient. Acum că e gol, pot să-l umplu cu niște șervețele umede. E un recipient mic, dar șervețelele devin și mai mici când se împăturesc. Așa, cred că ajung. Și acum ocupă mult mai puțin spațiu. Hei, mamă, uite ce pot să fac! Am o față de chips! Da, ce treabă, isteață, bravo! Așteaptă puțin, totuși. Stai să-mi iau șervețelele. Asta e una dintre cele mai deștepte chestii pe care le-am făcut în ultima vreme. Așa, mămica vrea să-ți curețe fața, nițel. Gata, ești curățel. Exact cum îmi place mie. Ah, ce după-amiază plăcută. Vai! Oh, scumpule, uite, rățuște! Mamă, m-ai făcut să dau pe mine! Vai! Eh, nu-ți face griji, rezolvi o problema. Vezi? Încă am șervețele. Gata, l-am șters pe tot. Tricoul tău e iar curat. Mai bine mănâncă mărul ăsta în loc de suc. Vrum, tirit, păzea, trec. Mrr, camionul Dino te-a lovit. Mrr.
Scumpule, ce faci acolo? Scumpule! Scumpule, mami te întreabă ceva! Vai, mâinile tale sunt pline de pământ! Eh, ce bine că am iar cervețelele astea! Stai să-ți curăț mâinile! Trebuie să le frec bine! Gata, acum ai iar mâinile curate! Ura! Mersi, mamă! Te iubesc cel mai mult! Să vedem! Unde să pun astea? Ah, vai de mine! Uite ce de cuțite! Nu se poate așa ceva dacă îngerașul meu umblă aici! S-ar putea răni, nu stai zilele astea? Oh, nu, nu, nu! Nu pot să las așa ceva aici! Trebuie să le ascund pe toate astea ca să nu le găsească! Fiu, mult mai bine! Acum o să fie în siguranță! Ok, ia să-i strâng jucăriile! Stai puțin! Colțul mesei e atât de ascuțit! E aproape mai rău decât cuțitele alea! Ar putea să se lovească de el! Oh, nu! Nu genunchii ei mici și prețioși! Nu vreau ca masa asta să o facă să plângă! Vai! Oh, nu, nu! Nici gând! Imposibil! Nu o să țin o asemenea mașinărie mortală în casa mea! Gata! Pernele sunt bine fixate pe colțuri! Nu mai sunt ascuțite? Clar o să fie în siguranță! Să nu uiți să încui ușa! Oh! Stai! Prizele! Prizele din casă! Nu! Ce face? O să se rănească! Nu, 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 nu! Nu, puiul meu! Stai pe loc! Să nu bagi niciodată nimic într-o priză! Of, și uită-te la tine! Ești atât de murdară! Stai să încerc să te curăț! Ah, ce mă fac eu cu tine? Hei, stai puțin! Capacul de la șervețelele astea ar putea fi soluția! Da, clar o să meargă! Trebuie să fac câteva modificări! Așa, pot să scot capacul și să-l lipesc pe priză! Acum este un capac de perete. Ar trebui să-i țină degețelele curioase departe de priză. Ok, să fii cu minte când mămica e plecată. Stai puțin! Fierul de călcat! Nu o să pot să plec niciodată de acasă! Tati, pot să spăl vasele cu detergentul ăsta? Ah, vrei să speli vasele? Sigur, detergentul ăla e perfect! Ce de detergent! Face spumă și alunecă! Face cam mult zgomot spălând vasele! Ia să verific ce face! Oh, ce mizerie a făcut! Nu vrei să folosești buretele ăsta în loc de degete? Nu! Bureții sunt plictisitori! Mâinile sunt distractive! Vezi? Totul e curat, chiar și degetele mele! Stai puțin! Cred că tocmai am descoperit o soluție extraordinară! Ok, am nevoie de buretele ăsta, evident, pe care o să-l desfac! Am nevoie de partea aspră și verde! O să folosesc o foarfecă și o să tai partea asta în fâșii! Așa! Apoi am nevoie de mănuși de cauciuc și de niște lipici! O să pun lipici peste fiecare deget al mănușii de cauciuc, dar și pe palma mănușii! Acum pot lipi în palmă buretele galben apăsându-l peste lipici! Apoi lipesc la fel fâșiile verzi pe fiecare deget! Gata! Am obținut o pereche deosebită de mănuși de spălat vasele! Olivia, uite ce ți-am făcut! Mănuși deosebite de spălat vasele! Oh, îmi plac lucrurile deosebite! Dă-le încoace! Pune-mi-le pe mână! Oh, ce distractive sunt! Îmi plac foarte mult! Am și eu una! Acum hai să terminăm de spălat vasele! Stai să-ți pun niște detergent de vase pe buretele din palmă! Așa! Ești gata? Hai să curățăm lună vasele astea! Wow! Uite ce rapid spălăm vasele! Gata! Am terminat de spălat toate vasele! Bravo! Bate palma! Ah, nu așa! Ah, nu mai contează! Voiam să spun că am făcut treabă bună împreună! Oh, nu! Am spart cana! Acum iar am ceva de curățat! Mi-e sete! O să-mi pun niște apă în pahar! Of, nu pot deschide bidonul cu apă! Tati! M-a strigat cineva? Ia să văd ce e! Ce e? Ce ai pățit? Apă! Vreau un pahar cu apă! Mi-e sete! Serios? Ok, poftim, îți deschid eu bidonul! Stai să-ți și torn niște apă, ca să nu verși nimic! Ok, cred că e suficient! Poftim! Super! Apă! E bună, bună, bună! Mersi, tati! Acum pot reveni la ce făceam și mi-am luat și o gustare! Tati! Glumești? Acum ce mai vrea? Ce mult îmi place apa! E cea mai bună! Tati! Ce n-ai? Iar? Apă, apă, apă! Ah, nu-mi vine să cred cât e ceasul! Sunt epuizat! Am nevoie de un pui de somn! Tati! Ha? Poftim? Nu mai pot! Trebuie să fac ceva ca să rezolv problema asta! Stai! Știu ce pot face!
Așa, o să încep cu paharul ăsta de hârtie. Ar trebui să-l decorez cumva dacă vreau să-l folosească. Așa, i-am lipit un elefant. Acum am sticla asta de suc. O să o bag în pahar fix așa. Apoi o să dau o gaură fix aici. O să bag un pai prin gaură. Parcă ar fi o trompă de elefant. Gata! Mi-e sete iar și nu mai am apă. Hei, ți-am adus ceva! Nu-i așa că arată super? Uite, îl las pe masă. Un pahar cu elefant! Trebuie doar să desfaci capacul. Voila! Sucul curge singur. Apoi înfiletez capacul la loc. Suc de la elefant! Mersi, tati! Cu mare drag! Acum pot face asta singur și nu trebuie să mă mai strigi de fiecare dată. Sucul e delicios! Stai! Tati a plecat! Am o idee bună! Vino aici, elefantule cu suc! N-am nevoie de pahar! Suc! Gu, 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 gu. Hă? Stai! Ce s-a întâmplat cu sucul? S-a terminat! Tati! Ah, nu mă simt bine! Scumpa mea, te simți rău în continuare? Da! Ok, păi ți-am adus ceva care să te ajute să te simți mai bine. Ce e ăla? E sirop de tuse? Nu! Siropul de tuse e grețos! Nu vreau! Oh, Olivia! Dar o să te ajute să te simți mai bine! Tati! Mi s-a terminat tot sucul! Mai vreau! Da, bine, îți mai aduc niște suc. Ia stai puțin. Paharul ăsta cu pai, siropul de tuse. Cred că am o idee genială. Ia să vedem. În regulă, i-am luat paharul. O să-i scot capacul. Am siropul aici. O să deschid sticla. O să o bag în pahar așa. Încape perfect. Și apoi pot pune capacul și paiul la loc. Ok, cred că o să funcționeze. Ia să încerc. Scumpa mea, m-am întors și ți-am adus ceva de băut. Super, mi-e și sete. Vai de mine! Îl bea! Funcționează! Hei, tati! Acum mă simt mult mai bine! Super! Mi-a trecut! Mersi, tati! Oh, mă bucur că te simți mai bine, Olivia! Hai să ne jucăm! Haide! Joacă-te cu mine, tati! Oh, scumpo, poate te poți juca fără atât agitație? Hai să ne jucăm de fața scuselea! Stai, cărți! Nu, nu-mi plac cărțile! Ia-le de aici! Poate n-a fost o idee bună totuși! Iar a căzut copacul! Acum o să mă duc încolo și apoi încoace! Și copacul ăsta trebuie să cadă! Bum! Oh, viața mea e un coșmar! N-am pic de liniște în casă! Oh, e timpul să ne distrăm! Cred că ai nevoie de un look nou, Sofia! Stai liniștită, știu ce fac! O să-ți placă la nebunie! Arăți uimitor! Hei, Sofia, trezește-te! Ce? Părul meu! Ce-ai făcut? Nu-ți place? Ce se întâmplă aici? Uite ce-a făcut! Stai liniștit, o să-ți crească la loc! Cheryl, nu poți face asta! Nu e frumos, sora ta e supărată! Știu, am soluția perfectă! Poți să iei chestia asta! Mersi! Cu plăcere, scumpo! O să mă joc cu asta! Și eu o să trag un pui de somn! Wow, cât de palpitant! O să-l scot pe micuțul ăsta! O să pun plastilina aici! Cred că sunt gata! Și acum o să trag de manetă! Wow, îi crește părul! E uimitor! Ce amuzant arată! Wow, îl ador! Acum o să te tund! Arată bine! Trebuie să tundem și partea asta! Poate că ar trebui să folosim aparatul de ras! Mult mai bine! Da, ești chel! Mi-a venit o idee! O să am nevoie de o farfecă adevărată! Nu te mișca, Bonnie! Nu! Miroase grozav! Te distrezi, scumpo? Sunt un șef, mami! Pregătesc cina! Dar mai am nevoie de câteva ingrediente! Urăsc călcatul! E atât de plictisitor! Cheryl, ce faci? Ți-am spus, gătesc! Farturile mele sunt distruse!
Știu! E urgență! Aha! Fix ce-mi trebuia! Asta o să salveze situația! Gătitul e simplu! Am ceva pentru tine! Ce dezastru! Trebuie să curăț tot! Ha? Ia chestia asta! Wow! Mersi, mamă! O să-i scot coada! Ia uite ce de biluțe! O să întind chestia asta peste recipient! Și acum o să folosesc pompa! Uite, mami! O să-l umplu cu sclipici! Ce frumos e! Ce urmează? E atât de moale! Intră acolo! Ah, aș putea să bag un pop-it! Și acum? Mai mulți sclipici! Uite ce de culori! Ah, plastilină! Asta trebuie să intre acolo! Încetișor! E atât de distractiv! Acum o să pun capacul! Wow! E uimitor! Uite, mamă! Minunat, draga mea! Cheryl, nu o face! O să fac un alt balon! Nu! Nu vreau! Dă-mi drumul! Trebuie să faci treaba mare, scumpo! Bine! Ce-a fost aia? Hei, de dacă! Pune-te iar pe toaletă! Nu-i corect! Stai! Nu iar! Pot să te ajut cu ceva? Nu putem să tot facem asta! Te las să te gândești! Pe curând! Trebuie să pot face ceva! Ah, știu! Bleh, nu mănânc așa ceva! Mai bine mă joc cu chestia asta! Esi, uite ce am eu! Îți e foame, domnule Flamingo? Poftim! Oh, îți place! Oh, chiar mănâncă! Dar trebuie să meargă la toaletă! Nu se poate! Trebuie să văd asta! Chiar face caca? Fă-te comod! Gata, fă ce trebuie! Oh, chiar aveai nevoie? Încă faci, a? Wow, face caca! Vreau și eu să fac caca! Ce fetiță cu minte! Poți să pleci, o să fiu ok! Suntem doar noi doi, domnule Flamingo! Ce fată isteață! Ah, ce-ai mâncat? Mă ustură ochii! Trebuie neapărat să mă tund! Mama, m-am plictisit! Aoleu! Bomboane! E goală! Vreau să mă distrez! Wow! Și eu pot să scot limba! Uite! Nu știu ce să zic de asta! Ce e asta? Arată interesant! Wow! Oare ce conține? Wow! Ce tare! O să le folosesc pe toate! O să-mi lipesc unul fix aici! Ce tare arăt! Parcă ar fi tatuaje! Arăt super tare! Unde ai dispărut? Liam? Oh, vin, mami! Cum ți se par? Ce-ai făcut? Nu poți ieși afară așa! Trebuie să-ți dezlipești plasturii! Au! Nu, mă doare! Treci înapoi! Nu avem timp pentru asta! Lasă-mă în pace! Sunt prea bătrână pentru asta! Liam, vino imediat înapoi! Nu, nu fac nimic cu forța! Stai jos! Dă mâna încoace! Cred că știu ce pot să fac! Și n-o să-l doare deloc! O să înmoi un bețișor de urechi în vaselină, apoi o să frec plasturele cu bețișorul! Acum se va dezlipi imediat! Gata! N-a fost chiar așa rău, nu? Unde a dispărut? Și acum celelalte! Acum ți se vede fața frumoasă! Ok, hai să mergem! Arată tunul! Șt,
rămâne secretul nostru! Ce drăguță ești, păpușico! Ia ceva dulce, scumpa mea! Nu, nu vrei să mergi la baie înainte să plecăm, nu? Nu! Hai să mergem! Ok, ok, ai răbdare! Ah, ce distractiv e! Yuhu! Ah, ce frumos e în aer liber! Să nu te îndepărtezi, scumpa mea! Oh, ce drăguț e! Îl vreau! L-am prins! Oh, miroase bine! Ups! Trebuie să merg la baie! Tati! Tati, avem o urgență! Eram sigur! Ok, vino cu mine! Grăbește-te! Trebuie să găsesc un tufiș sau ceva pe aici. Aha, perfect! Poți admira natura cât îți faci treaba? Nu cred. Ok, stai să mă gândesc. Știu, hai cu mine. Unde e? Tati! Poftim! Glumești, nu-i așa? Nu! Gândește rapid, e treabă serioasă. Asta ar putea fi utilă. Știu, mai stai puțin. O să pun găleata asta în portbagaj. Și capacul ăsta va fi un fel de colac de toaletă. Tronul e gata. Fix la timp. O să prind pătura asta aici ca să nu te vadă nimeni. Provocările vieții de părinte. Ups. Hei, grăbește-te. La 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 la. Ava? Nimic nu e ca o zi relaxantă în care îți speli mașina. Fiu, ce cald e! Oh, ia te uită! Trebuie să-mi suc burta! Trebuia să fi fost acolo! Ia uite! Nimeni nu-mi rezistă când îmi scutur părul! Salutare, domnișoarelor! Vrea să fie amuzant, nu? Clasic! Râd cu mine, nu-i așa? Oh, nu! Ah, tipic! Asta e, o să-mi continui treaba. Trebuie să o curăț bine. E impecabilă. Am făcut o treabă bună. Sunt mulțumit de cum a ieșit. Sunt gata de școală, tati. Intră, scumpo. Super, hai să mergem, tati. Hai să punem niște muzică mai întâi. Ador melodia asta. La, 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 la! Nu, ce faci? Ups, scuze! Abia am curățat mașina! Dar pot dansa un pic totuși? Yuhu! Ce ți-am spus eu mai devreme? E ok, respiră! Adu-ți aminte de orele de yoga! Stai, am o idee! O să folosesc tricoul ăsta. O să-l bag peste tetieră. Apoi o să-l trag în jos peste scaun. Acum poți dansa, scumpo. Mersi, tati. La 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 la. Hai să mergem. Ura, dulciuri! Trebuie să le strecor în cameră. Până acum drumul e liber. Abia aștept să mănânc toate chestiile astea. Da, am ajuns în pat. Acum să le văd. Ura! Arată atât de bine. Oare cu ce să încep? Sigur cu ce călățică asta. Nu, nu, nu! Trebuie să-mi ascund toate gustările. Ashley, scumpo, e timpul să-ți citesc povestea. Scumpo, mai ești trează? Aici erai. Ești prințesa lui tati, nu-i așa? Da, o prințesă. Eu sunt... A fost odată ca niciodată un căpcăun care trăia în pădure. Trebuie să mă prefac ca adorm ca să plece. Ce e chestia aia de acolo? Ashley, ascunzi dulciuri aici? Știi regulile? Scuze, tată, a fost un accident. Mă ierți? Stai puțin, ascunzi și mai multe? Nu mai văd alte gustări și dulciuri. Bine, te cred. Fetiței căpcăunului i se făcea somn. A căscat și s-a băgat în pat. Fix ca mica mea prințesă. Bun, o să o las să se odihnească. Somn ușor, mica mea prințesă căpcăun.
A plecat în sfârșit? Da! Înapoi la gustările mele! Șt! Nu mai spune nimănui! Le-am ascuns în cel mai secret loc! Ura! E timpul pentru dulciuri! Tu ești preferata mea! Și tu la fel! Oh, nu! Nu iar! Ascunde-te! Mi s-a părut că am auzit niște zgomote aici! Încă doarme! Cred că a fost doar imaginația mea! Iu, a fost cât pe ce! E timpul pentru ciocolată! Ador acatelele! Sunt preferatele mele! Oh, s-a întors mami de la magazin! Sunt cel mai tare la jocul ăsta! Sigur o să trec peste nivelul ăsta! Iu, stai puțin! Justin, de ce ai mâncat atât de multe bomboane? Oh. Scuze, mami, vrei și tu din acadeaua mea? Nu, păstrează tu! Acadeaua mea! Unde e? Unde a dispărut? S-a spart! Acadeaua mea e distrusă! Oh, dragule, îmi pare rău! E ok, gata, gata! Auzi, mămica are o idee! Poftim, nu vrei portocala asta drept gustare? Nu! Vai, ce să fac? Știu, cuburile astea de zahăr o să mă ajute! Le bag în cuptorul cu microunde! O să setez timpul la un minut! Ar trebui să fie suficient! Așa, pot să verific acum? Excelent! S-a topit de tot zahărul! Acum îmi trebuie micuțele mele forme de acadele și niște bețișoare! E timpul să pun feliile de portocale! Acum o să torn zahărul topit! Iată, uită! Așa, cantitatea ideală! Acum le las să se întărească! Sunt gata și pot fi scoase din forme! Excelent! Uite ce acadele grozave cu fructe am făcut! Scumpule, mami are o surpriză pentru tine! Wow, acadele noi, doar pentru mine! Sunt delicioase, mersi, mami! Cu plăcere! Nimănui nu-i place să facă curat, dar n-avem de ales! De aceea ți-am pregătit aceste trucuri de curățenie simple, dar ingenioase, care îți vor ușura viața! Care e trucul tău numărul 1 când faci curat? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10!